stă scris la lege și la mărturie. În Cartea 1 Samuel, capitolul 3, versetul 20, stă scris Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Jonathan Edwards, în cartea Despre trezire, relatează istoria convertirii unei fete de numai patru ani. Fratele ei, cu șase ani mai mare, i-a vorbit despre lucrurile religioase. Părinții, atunci când își sfătuiau copiii, nu îi se adresau și ei, fiindcă o considerau prea mică și lipsită de înțelegere. Ulterior, ei au observat cum micuța Făb asculta sfaturile pe care ei le dădeau celorlalți copii. Se retrăgea de câteva ori pe zi ca să se roage în taină și era foarte atentă cu ținerea zilei de odihnă, așteptând venirea ei. Părea să-i placă în casa lui Dumnezeu și, și dorea mult să fie acolo. Tânărul Samuel era culcat în cortul întâlnirii. Atunci, Dumnezeu l-a chemat pe nume. Marele preot Eli nu a fost invidios că un copil primea acum viziunile divine. Din l-a instruit să se considere serv al Domnului, gata să asculte sfatul lui Dumnezeu și să împlinească porunca lui. Experiența lui Eli este o învățătură pentru aceia care se tem că nu primesc cinstea pe care o reclamă slujba lor și că alți bărbați vor prelua însărcinările cerute de această slujbă. Textul biblic consemnează, citez, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Dumnezeu avea în Samuel un tânăr dornic să asculte învățăturile sale nu e de mirare că el a fost acceptat de popor ca profet când era ceva mai mare decât un copil. În timpul acela, Israel, fără să fi primit poruncă din partea lui Dumnezeu, a ieșit înaintea filistenilor să lupte. În acea bătălie aveau să-și piardă viața fiii marelui preot Eli. Toată casa lui Israel se aduna la Mitzpa pentru a se pocăi și a plânge înaintea Domnului. Ce a adus această schimbare? În toți acești ani, Samuel, prorocul, mersese în fiecare cetate din Israel și înființase școli ale profeților. roagă pentru părinții care, asemenea lui Eli, neglijează educația copiilor lor. Îndrumă un tânăr să-și consacre viața lui Dumnezeu, asemenea lui Samuel.